Bun găsit la o nouă ediție Proiect România. De această dată în platou alături de mine se află deja domnul Marius Nicoară, senator PNL de Cluj. Bună seara, domnule senator. Bună seara, bun găsit. Și îl așteptăm din moment în moment pe domnul Emanuel Ungureanu, deputat USR tot de Cluj. Dacă suntem deocamdată numai noi doi, domnule senator, îmi permit să vă întreb care este starea de spirit în Partidul Național Liberal. Vă pregătiți pentru alegeri cândva în această primăvară, spre vară. Am înțeles că deja sunt unele mișcări tectonice în partid. Au avut loc deja unele alegeri la diferite, sau mă rog, alegeri urmează. Interimari. Urmează. Domnul Bușoi este interimar, da? Secretar general interimar. Asta datorită retragerii domnului Petrache, fost secretar general Marian Petrache. O retragere, spun eu, care arată că, mă rog, Partidul Național Liberal nu se joacă cu vorbele, chiar ține la integritatea care adică se... după ce a fost domnul Petrache convocat la DNA... Domnul Petrache a fost convocat la DNA și în secunda următoare dânsul a găsit de cuvință să demonstreze că Partidul Liberal nu, de el nu sunt doar vorbele, ci și faptele, și și-a dat imediat demisia, s-a retras din acea funcție. Deși sunt convins că domnul Petrache nu are nicio vină și dânsul a spus-o, dar a spus pentru ca să demonstrăm că noi liberale suntem oameni onești de cuvânt și de onoare, ceea ce promitem și facem, și-a dat demisia. Dar aveți perfectă dreptate, Partidul Național Liberal este încă nu chiar într-o fierbere totală, dar este în pregătirea alegerilor. Chiar mâine voi pleca la București, poi mâine avem un Consiliu Național important, aproape 1000 de persoane, care va decide calendarul alegerilor interne în Partidul Național Liberal. Pentru că s-au încheiat aproape toate ciclurile electorale aferente unei perioade de 4-5 ani, pentru că în ultima perioadă am avut de la europarlamentare, am avut apoi alegeri locale, parlamentare, locale, și sigur am avut inclusiv alegeri prezidențiale, așa încât, conform statutului, trebuie să intrăm pe un calendar de alegeri. Toate acestea implică, probabil, scuzați-mă, alegerile și la nivel județean. Exact, exact, asta urma să vă spun. De fapt, delegația de sâmbătă va stabili acest calendar, care, sigur, noi în mare îl știm, cred că nu vor apărea modificări. Se pornește de jos în sus, de la nivel de comune, de secții de votare, apoi pe municipii din județe și apoi alegeri județene. Acest calendar de alegeri probabil se va încheia undeva în jurul datei de 2 mai, pentru ca să fie apoi 45 de zile, când cei care se coalizează în diverse echipe care vor competiționa între ele să aibă timp să meargă din județ în județ. Care este procedura? Echipele participă sau... Echipe, sigur, un lider de echipă care își creează echipa de susținători și ei umblă după aceea prin județe și își prezintă programul pe care l-au pregătit pentru viitorul Partidului Național Liberal. Am înțeles azi undeva, am citit pe fluxuri, că domnul Ludovic Orban procede deja la astfel de turnee prin țară. Da, nu l-am întâlnit, dar probabil am auzit și eu, am citit și eu, nu m-am întâlnit cu dânsul acolo, eu m-am întâlnit cu dânsul la București și spuneam că în 2 mai se termină, apoi cei care au acele platforme vor ieși cu ele în turneele prin țară și în data de 17 iunie, probabil, vom avea Congresul Național, care va fi format din reprezentanții fiecărui județ și care va face alegeri secrete. Cam la cine să ne așteptăm care își vor depune candidaturile? Este, domnul Orban și-a depus candidatura. Da, chiar înaintea domnului Orban, cu 2 săptămâni, a anunțat o candidatură întâi domnul Predoiu, dar a și revenit și candidatura dânsului a rămas fermă. Deci n-a fost doar o declarație de intenție, chiar fermă. Deci în acest moment, clar și categoric, și-a anunțat candidatura domnul Ludovic Orban și domnul Predoiu. Am auzit că se mai vehiculează și alte nume, dar nu-mi permit să fac doamnele care au fost până acum la conducerea interimară a PNL, nu? Eu știu despre doamna Alina Gorghiu, pe care am auzit-o spunând chiar într-o ședință de partid, că nu are intenție să candideze. Sigur, mai mult de atât, acum nu pot să spun, pentru că nu sunt declarații oficiale. Pe la colțuri se mai vorbește, domnule senator, de unul, de altul. Spuneți-vă, rog, ca să înțelegem și noi mai bine, până la această dată,
până când, deci care precede cele 45 de zile. Restul lucrurilor care țin de fuziune, de tot ce ține de procedura vis-a-vis de colaborarea, adică înglobarea într-un singur Partid Național Liberal, despre care vorbim deja de o vreme îndelungată, mai sunt niște etape de parcurs cu foștii colegi din PDL? Nu mai sunt etape de parcurs. Se trece efectiv la alegeri și, sigur, în aceste alegeri vor fi echipe, în unele zone vor fi competiții, în alte zone vor fi bune înțelegeri, așa cum cred eu că va fi și la Cluj. La Cluj, la ce putem să ne așteptăm? O înțelegere care să fie respectată de ambele partide, de conducătorii celor două partide, o înțelegere în care să împărțim după procentele avute înainte, după procentele obținute în general de fiecare vechi partid, să împărțim se birourile. Va merge la paritate sau? Nu neapărat care... paritate, dar oricum între noi diferența nu este foarte mare la nivelul județului Cluj, așa încât ar putea să considerăm paritate. La nivel național depinde de cei care sunt aleși, să spunem, vârfurile de lance care își vor construi echipele. Eu cred, sau cel puțin pe domnul Ludovic Orban, l-am auzit, eu vreau să fiu, ca și declarație, și citez oarecum, poate că, mă rog, relativ din exact. Din memorie, da? Din memorie, spunea, eu vreau să fiu președintele tuturor membrilor acestui partid, indiferent de unde provin aceștia, din vechiul PNL, tradiționalul PNL, sau din vechiul Partid Democrat. El, în ceea ce îmi povestea, este decis să pună personalități importante pe lista sa din ambele partide, care sigur vor fi susținători. Dumneavoastră vă veți regăsi pe acea listă? Nu am avut o astfel de discuție cu nimeni, pentru că, repet, aștept să văd și alte candidaturi, abia după ce vom vedea cine și care sunt cei care se înscriu, cu ce oferte vin aceștia, pentru că pe mine mă interesează foarte mult nu omul, cât viziunea acestuia asupra viitorului Partidului Național Liberal. Pentru că, o spun cu mândrie, sunt unul din cei puțini rămași din vechiul și tradiționalul Partid Național Liberal, chiar de la începuturi. De asta adică vă și întreb. Și sunt unul din refondatorii, tradiționalului Partid Național Liberal, istoricului Partid Național Liberal, imediat după Revoluția din decembrie, în 1990, în 7 ianuarie, m-am dus și m-am înscris în Partidul Național Liberal și pot să spun cu mândrie, au mai fost câțiva care au venit chiar din ianuarie alături de noi, o parte din ei au mai plecat, ba la Horea Rusu, ba la... Eu am rămas întotdeauna în Partidul Național Liberal și atunci când eram partid neparlamentar, și atunci când am guvernat, și atunci când n-am guvernat. Și chiar datorită acestui fapt, scuzați-mă, aveți, știm foarte bine, relații mai mult decât cordiale, chiar prietenești, cu acei competitori care au plecat la alte partide, inclusiv la ora actuală, fostul premier Călin Popescu Tăricianu de la ALDE, v-a fost un coechipier sau dumneavoastră ați fost un coechipier de nădejde al dânsului? Da, sigur că da. Dânsul era premier, eu eram coechipier al dânsului, eram președintele Consiliului Județean. Și trebuie să recunosc că Călin Popescu Tăricianu a ajutat județul Cluj, dezvoltarea parcurilor industriale, prin fonduri pe care le-a trimis din București, de la guvern, către județul Cluj, pentru ca să dezvoltăm parcurile industriale din județul Cluj. Și pentru asta, cred că nu eu, tot clujanul ar trebui să îi poarte o oarecare recunoștință. Dar Călin Popescu Tăricianu a plecat din Partidul Național Liberal, mărturisesc în buna, eu cu Călin Popescu Tăricianu mă știu cu mult înainte de Revoluție, din automobilism, mă știu de prin anii 74, 75, 76, ceva în genul ăsta, el era concurent, eu eram arbitru la vremea aia, sigur ne cunoșteam înainte de Revoluție. Evident că m-am bucurat când ne-am reîntâlnit în Partidul Național Liberal, am avut o relație foarte bună cu dânsul. Din păcate a decis să părăsească Partidul Național Liberal. Clar că m-a chemat și pe mine. Am Asta vreau să vă întreb. Au fost tentative să vă invite? O singură discuție am avut cu dânsul, chiar la început, și am spus foarte franc și prietenește, eu nu prea cred în acest proiect politic. Adică în ALDE.
proiectul politic ALDE, care, mă rog, din nefericire are o mare și strânsă legătură cu Partidul Social Democrat. Pentru noi, adevăratul adversar este Partidul Social Democrat. Noi suntem dreapta în România, pe când Partidul Social Democrat este stânga în România. Și ALDE unde se poziționează? În viziunea ALDE, dumneavoastră? ALDE din nefericire este lipit de Partidul Social Democrat, precum se vede. Nu iar dânsii să... spun din când în când că sunt adevărații liberali. Mă rog, sigur, asta este viziunea dânșilor, nu pot să-i contrazic, dar nu este așa. Partidul Național, sigur, au existat multe speculații pe această temă și pot să spun un lucru. S-a speculat că Partidul Național Liberal a ieșit din Internaționala Liberală, dar ceea ce foarte puțin, nu foarte puțin, dar mă rog, destul de mulți nu știu că, de fapt, Internaționala Liberală este o internațională de stânga. Și Partidul Popular European este cel care întrunește partidele liberale, mă rog, nu cu denumire liberală, ci partidele progresiste de dreapta. Exact. Deci mișcarea pe care noi am făcut-o era o mișcare pe care atunci când Partidul Național Liberal s-a reînființat în 1990, din păcate era mult prea mici și prea nesemnificativ pentru ca să fim primiți în Partidul Popular European. Și atunci am fost primiți totuși într-un partid european, dar ăla care, din păcate, la noi doar doctrina diferea totuși de... Totuși, la momentul respectiv, când deja Partidul Democrat era partea Partidului Popular European, dumneavoastră încă n-ați fost, adică liberalii, atunci erau multe sincope între dumneavoastră și tot ce ținea de PPE. Sigur, noi eram în altă familie europeană atunci. Contează mult? Contează foarte mult și sigur că pentru noi, repet, a fost extrem de important să ne întoarcem în sânul unei familii europene de dreapta. Da. Astăzi, dacă tot am vorbit despre domnul Ludovic Orban, într-o conferință de presă la Târgu Jiu a declarat că a discutat cu președintele Klaus Iohannis înainte de a-și depune candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Adică cum? Vi se pare? Da, este adevărat. Atunci nu, când, adevărat sau neadevărat, dar se duc candidații pe la Cotroceni? Nu neapărat, dar e adevărat ce spunea Ludovic Orban. A spus-o și atunci când și-a anunțat într-un for de conducere a partidului, într-un birou permanent național, intenția de a candida, a rostit această frază, zice, am avut o discuție și cu domnul președinte Klaus Iohannis, l-am anunțat de această intenție a mea. Dar de ce? De ce este nevoie? Nu era nevoie. N-am spus că era nevoie. Am spus doar că a făcut-o. Și a și făcut public această chestiune. Cred că a făcut-o pentru că, eu spun așa, totuși să nu uităm, Klaus Iohannis este un om care a fost președinte a Partidului Național Liberal. Klaus Iohannis a fost omul care a pornit din Partidul Național Liberal, nu, cu Partidul Național Liberal în spate în bătălia electorală pentru câștigarea președinției României. Și probabil că Ludovic Orban s-a gândit că, mă rog, Klaus Iohannis este omul care, plecând din Partidul Național Liberal, rămâne echidistant pe șichierul politic față de toate partidele politice, dar probabil că îi pasă de ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Și atunci, sigur că s-a dus să îi comunice domnului președinte, nu neapărat să-și ceară voie, pentru că nu, păi nu cred că s-a dus așa problema. L-a înștiințat ca și pe un fost lider al Partidului Național Liberal, ceea ce nu văd. Dar putea să anunțe și pe domnul Călin Popescu Tăriceanu. Păi, nu, numai o secundă. Domnul Călin Popescu Tăriceanu este în alt partid. Domnul Klaus Iohannis este președintele României, repet, echidistant din punct de vedere politic, conform Constituției, dar totuși omul care a reprezentat ceva pentru Partidul Național Liberal și invers, și partidul pentru domnia sa. Totuși atunci, este atacabil, nu noi presa, ci competitorii dumneavoastră politici. Nu cred. Pot nu pune sub semnul întrebării toate aceste vizite, toate aceste consultări. Nu cred. Este un lucru... Se mai practică firesc, așa ceva? Se practică, sigur că da, se practică atunci când, repet, un
candidat al unui partid devine președinte a țării, nu poate uita de unde a plecat. Conform Constituției, el trebuie să păstreze același echilibru și față de partidul din care a plecat și față de toate celelalte partide existente în România. Vreau să trec mai peste asta, dar văd că mă provocați și foarte bine faceți, adică sunteți catalizator în această discuție. Dacă tot a spus că echidistant președintele Klaus Iohannis, n-am cum să nu revin la o chestiune de acum câteva săptămâni, când erau în toi acele demonstrații din fața Palatului Victoria, dar la un moment dat erau cele din Piața Universității, unde și-a făcut apariția domnul președinte Klaus Iohannis. Era, pe de o parte, era o manifestație neautorizată și pe de altă parte a intrat în acea horă președintele Klaus Iohannis. Dacă tot veni vorba de echidistanță. Președintele Klaus Iohannis, chiar înainte de a coborî în stradă între manifestanți, a avut declarații publice vis-a-vis de faptul că nu agrează acea ordonanță 13, a și făcut o vizită la guvern, de altfel, într-o ședință pe care a condus-o, în care aflase că urmează să se discute o astfel de ordonanță. Sigur, Klaus Iohannis a mers în stradă, este dreptul lui de președinte să se ducă și să transmită un mesaj politic. Eu cred că domnul Klaus Iohannis a transmis un mesaj prin această... Dumneavoastră ați decriptat acel mesaj? Care este subtextul acelui mesaj prin prisma dumneavoastră? Subtextul acelui mesaj este foarte simplu și cred că înțeles de toată lumea, inclusiv de cei care erau în stradă, inclusiv de ceilalți care erau în opoziție în fața televizoarelor. Cei care erau la televizoare erau în opoziție? În opoziție față de această poziție. Am înțeles. Mă refer la poziție. Da. Cei care sunt la putere. Dar erau la putere. Cei care erau în opoziție față de manifestația din stradă, față de poziția exprimată clar de președintele Klaus Iohannis, referitoare la acea ordonanță 13. Klaus Iohannis a ieșit într-un moment în care lumea începea să spună și să se organizeze informal pe rețele sociale să încerce să blocheze o chestiune care nu era corectă. Pentru că, sigur, aici ați văzut și poziția președintelui după aceea în timp și poziția altor politicieni. Vă amintesc că în zilele acelea am fost și eu chiar aici la dumneavoastră în studio și m-am și întrebat dacă ați participat despre, exact. Nu numai, dar am discutat despre ordonanța 13. Corect, am spus, așa este. Am spus și atunci, ordonanța 13 păcătuiește în primul rând prin modul în care a fost abordată, să spunem. Deci nu legal, ci moral. Exact, la ceas de seară, fără o dezbatere publică, fără o fundamentare temeinică, pentru că, și atunci am spus-o, acea grațiere, care acum, iată, Curtea Supremă a spus că poate fi în regulă. Nu e un lucru rău. Depinde cui îi dai grațierea, adică să nu grațiezi tâlhar, să nu grațiezi oameni care au... Eu știu așa, grațierea este individuală. Nu, există și grațieri colective. Colective care există. În istoria noastră contemporană... Contemporană a fost una sau două. Cam în 10, din 10 în 10 ani, cam așa. Una iar sau două. Restul care au fost pe parcurs sub fiecare președinte al României acelea erau sunt grațierile personale, exact, da, care se referă la o persoană anume pentru o anumită situație specială de obicei. Adică o familie cu mulți copii care erau îngrijiți, să spunem, de mamă, tata era acolo. Situații sociale, și, da, corect. Sigur, atunci ar trebuia să... Îl salutăm și pe domnul deputat USR Emanuel Ungureanu. Bine ați Bună seara. Venit. Bună seara, Bună seara, domnule deputat. Bine v-am regăsit. A întârziat avionul. A întârziat avionul, după aia este traficul din Cluj, pe care îl știm. Îl știm, da, din păcate. Noi am început discuția cu domnul senator Marius Nicoară, cu precădere pe teme care țin exclusiv, hai să zic așa, de Partidul Național Liberal, despre pregătirile pentru alegerile din mai-iunie a partidului. Am trecut un pic prin ce a fost cu ordonanța 13, a mai repunctat domnul senator, și atunci, cu permisiunea dumneavoastră, le luăm pe rând.
Data trecută am avut o intervenție foarte interesantă a domnului deputat ungureanu telefonic vis-a-vis de depolitizarea sănătății. Și atunci, domnule senator Nicoară, cu permisiunea dumneavoastră, reluăm de aici desfășurătorul emisiunii de astăzi. De atunci, ce s-a mai întâmplat, domnule deputat? Că s-au întâmplat multe. S-au întâmplat lucruri foarte importante astăzi. Astăzi a fost o dezbatere inițiată de USR în Comisia de Sănătate, de colegul meu Pop. Vorbim de ordonanța de urgență 79 pe 2016, da? Și a fost o discuție foarte bună. Cumva ne-am așezat pe două linii. Chiar mi-am dat seama că cumva și grafic și vizual au fost rectorii, profesori universitari și de partea cealaltă Vlad Voiculescu cu echipa lui și societatea civilă. A avut relevanță această coreografie? Nu, dar ne-am așezat cumva între două lumi. Eu noi trebuie să recunoaștem un lucru foarte important, că suntem foarte diferiți. Lumea se ferește să spună acest lucru. Spune să nu dezbinăm, să fim diferiți în ce sens? Păi suntem foarte diferiți. Adică dacă un an de zile o foarte mare parte din clasa politică s-a făcut că nu vede anumite lucruri, a tăcut când trebuie, s-au împreunat la spate mâinile, s-au pus manageri nu pe criterii de competență, ci pe obediență față de un anumit grup politic. Pentru că trebuie să recunoaștem. De când e lumea politică la noi asta actuală, da, așa este. Obedienți politici au fost așa și este. Vor fi. Sunt convins că domnul președinte Nicoară știe, obișnuiesc să-i spun așa, deși acum este senator, pentru că l-am avut... Dar este și președinte de comisie. L-am avut invitat în multe emisiuni ca președinte al Consiliului Județean, ne știm de foarte mulți ani. Sunt anumite lucruri care se știu. Spre exemplu, că majoritatea politicienilor atunci când ajung în spital, ei n-ajung în spital ca orice om obișnuit, dau un anumit telefon. La un manager aici, de spital, mai la un șef de clinică. Intrăm pe tărâmul populismului, numai ca să știm nu. O treabă. Nu intrăm pe tărâmul populismului, intrăm pe tărâmul în care ne aflăm toți. Jurnaliștii, politicienii, oamenii de afaceri importanți, când se duc la medic, sună. Am făcut și eu asta, au făcut și alții asta. Și dar facem și vecinii asta de palier fac constat. La fel, domnule deputat. Exact. Suntem într-o situație critică. Pentru că noi nu am rezolvat lucrurile fundamentale. Adică, dacă avem o problemă de sănătate, să nu dăm un telefon, ci să fim siguri că acolo găsim, indiferent de oră, indiferent de timp, persoanele potrivite ca să ne facă bine. Este o chestiune de încredere pe care noi, ca politicieni, trebuie să o redăm sistemului spunând adevărul. Ăsta suntem. N-am spus, nu m-am exclus din această lume, n-am vorbit... Bun, în contrapartidă, spuneți-mă, care ar fi varianta plauzibilă din punctul de vedere al dumneavoastră, al USR-ului? Varianta plauzibilă, și n-aș vrea să vorbesc în numele USR-ului, aș vrea să politizăm tema. Eu, ca persoană acum, care sunt în acest sistem... Nu, la această masă suntem... Nu s-a schimbat nimic. Eu sunt tot Emanuel Ungureanu. Eu sunt tot Emanuel Ungureanu, mă ocup de niște copii bolnavi. Când am probleme cu fica mea, mă duc la aceleași doctori. Deci n-aș vrea să discutăm despre ce face USR-ul, PNL-ul. Deci, ce să revenim facem la ziua de astăzi. Venim la ziua de astăzi. Astăzi au fost două luni. Domnule senator, ați participat? Dumneavoastră faceți parte și din Comisia de Sănătate. Da, dar această comisie a avut o întâlnire de la Camera Deputaților. Da. A fost. Numai la Camera Deputaților. A fost la Camera Deputaților. A fost domnul senator Laszlo Otilo din partea în calitate de președinte a Comisiei de Sănătate. Aici nu este un reproș. De a venit cine a putut să vină. Până la urmă, importanța a fost importanță să-i ascultăm pe profesioniștii din domeniu. A fost și fostul ministru al Sănătății Voiculescu. A fost și domnul ministru Voiculescu. A avut și un dialog foarte interesant. Voiculescu a avut o tresărire așa, înainte sau după, cu... Îl citesc și eu din memorie, așa cum a făcut și domnul senator într-o altă temă. Mi-e rușine de Senatul României? Exact. Sau... Da, a spus acest lucru, a avut totuși un fost ministru al sănătății. Da, a spus cetățean român. A spus ceea ce crede. Și unde a fost această răbufnire? În cadrul acestei întâlniri? A fost în dialogul cu Laszlo, cu domnul Laszlo Otilo. Domnul Laszlo Otilo telefonic răbufnire. Alături de noi în direct. Bună seara, domnule senator. Bună seara. Și președinte al Comisiei de Sănătate Publică din Senat. Vă ascultăm. Telespectatorilor. Bună seara.
Am participat la această dezbatere care a fost organizată de colegii de la Camera Deputaților pe marginea acestei ordonanțe. 79, da? Da, unde am constatat cu stupoare că am fost trași la răspundere, că ne-am făcut datoria și am să vă explic. De către cine ați fost trași la răspundere? Mai ales de către domnul, fostul ministru al sănătății, domnul Voiculescu. Ce s-a întâmplat? Există această ordonanță care reglementează mai multe aspecte privind incompatibilitățile, structurile de specialitate, mai precis comisiile de specialitate a Ministerului și așa mai departe. Problema cu această ordonanță nu a fost mai mult de conținut, ci a fost o problemă mult mai gravă, pentru că noi am încercat și am dezbătut această problemă la nivelul comisiei de specialitate. La momentul respectiv era vorba de un raport comun împreună cu colegii de la Comisia Juridică. Ceea ce a omis domnul ministru, pentru că discuțiile s-au purtat la această dezbatere, domnia s-a fugit în fața camerelor, a făcut declarațiile, eu am aflat atunci când am ajuns, m-am dat jos din avion. De ce sunteți răutăcios, domnul senator? Că este rușine de senat, a spus în plen, adică asta am spus-o doar în față. A spus-o și acolo și afară. Sigur. Senatul și-a făcut datoria și am să vă explic. Învățământul sanitar, medical din România este reglementat de către legea învățământului, care este o lege organică. Constituția noastră prevede foarte clar că un guvern poate da ordonanțe de urgență în baza unei legi de abilitare, mai puțin pentru legi organice. Da. Asta însemnând că atunci când am dezbătut, dezbătut inclusiv și am ascultat punctul de vedere al colegiului medicilor, punctul de vedere al Consiliului Rectorilor din România. La comisie au fost dezbătute că sunt probleme cu incompatibilitățile și așa mai departe. Dar nu cred că este de datoria Senatului să aprobe, să facă o lege dintr-o ordonanță care este neconstituțională. Adică ordonanța, domnule senator, ordonanța în sine este neconstituțională? Da, pentru că nu poți face modificări la o lege organică printr-o ordonanță de urgență a guvernului. Am înțeles. Este stipulat în Constituție. Motiv pentru care, în data de 16 ianuarie, cele două comisii de specialitate ale Senatului au propus să respingem ordonanța, să o trimitem repede la Camera Deputaților. Camera Deputaților este camera decizională în această problemă, urmând ca să parcurgem toată etapa legislativă conform legii, cu consultările celor care sunt afectați de această de o astfel de modificare și să avem o lege și să modificăm legea prin Parlamentul României, prin cele două camere, dacă se impune. Am înțeles. Din păcate, a intervenit pauza parlamentară. Uitați, suntem în martie și colegii deputați încă n-au reușit să dezbată la nivelul Comisiei de Specialitate toate aspectele acestei ordonanțe. Motiv pentru care, în cursul acestei săptămâni, consultându-ne cu colegii de la cameră, am încercat, hai să facem această dezbatere, să vedem dacă colegii de la Camera Deputaților pot da o formă care să nu fie neconstituțională, pentru că în această formă ea nu își poate face, adică nu poate fi trecută. Am înțeles. Ceea ce surpriza pentru mine a fost că noi am fost trași la răspundere, noi trebuie să dăm explicații Senatul României și cel care a emis un act sau aparatul de specialitate care și-a dat acordul, mi se pare absolut normal ca să emită documente neconstituționale. Vorbiți de domnul Voiculescu, da? Deci, pur și simplu mă surprinde ca cineva, fără nici măcar cu cunoștințele elementare de tehnică legislativă, poate lua în această țară
astfel de decizii. Luăm o pauză, domnule senator, numai o clipă să vedem domnul Ungureanu, domnul Nicoară, dacă are o reacție rapidă la toate acestea. Deci, eu vă spun sincer, scuzați-mă, o paranteză, vă spun sincer, de foarte, foarte multă vreme nu l-am auzit pe domnul senator la sfatul atât de nervos. Da, a fost un dialog contundent. În principiu, discuția a fost foarte bună pentru că au fost profesioniști din toate domeniile, a fost și societatea civilă. Este clar un joc de putere și aici nu vorbesc despre... Ce fel de joc de putere? Jocul de putere este în felul următor și v-am spus cum ne-am așezat la masă. Cineva își arată mușchii față de alții? Da. Da, este o arătare de mult și vă explic și de ce. Pentru că domnul profesor Sinescu, rectorul Universității din București, alte somități din lumea medicală, au vorbit despre ordonanță fără să-i citească textul. Adică vorbeau despre faptul că cineva ar fi scris în textul ordonanței că ar fi dorit Vlad Voiculescu sau echipa lui să scoată din acest joc de putere în clinici profesori universitari sau cadrele didactice. Nimic mai fals. Singurul lucru pe care l-a avut Vlad Voiculescu, esența, coloana vertebrală, miezul acestei ordonanțe, este deschiderea unei competiții reale pentru șefia secțiilor și pentru managementul spitalelor și accederea în aceste poziții a unor persoane competente care să nu aibă cumul de funcții. Ceea ce spune domnul Laszlo Otilo este foarte grav. Deci dacă ordonanța aceasta de urgență este neconstituțională... Păi așa a spus-o de mai multe ori, exact, domnul Laszlo. Asta spun. Este foarte grav. Trebuie avocați, specialiști, juriști, nu medici, nu asistenți sociali, nu alte persoane, să trimită la cei care sunt în stare să aibă un punct de vedere. Dacă dumneavoastră, reacția dacă rapidă. Numai o clipă, domnule Laszlo. Domnul președinte, o secundă că m-a întrebat pe mine. Domnul Marius Nicoară. Eu vreau să confirm tot ce a spus până acum domnul senator Laszlo Otilo. Și mă mir că un deputat în Parlamentul României nu știe, face parte din ABC-ul politic. Să știi că un guvern nu are voie să emită ordonanțe de urgență pe care afectează legi organice. Asta ne spunem. Deci nu se pune problema, domnul Ungureanu, dacă, cum ați spus dumneavoastră, dacă este așa. Este așa. Deci noi discutăm despre un abuz pe care domnul ministru Voiculescu semnând, sigur sunt convins că nu neapărat dânsul de vină. Aparatul propriu a dânsului care a pus sub nas să semneze dar o ultimul chestie aviz, în mod sigur, domnia sa l-a dat. Aici nu avem ce să comentăm, adică nu ne târguim ca în piață că e bine, că nu-i bine, că dacă nu-i voie să fie roșia pe masă, nu-i voie să fie roșia pe masă. Am o întrebare. E simplu. Domnul senator, nu că ai invocat că nu aș ști regulile jocului. Da, după care revenim la domnul ordonanța, dacă. Și am zis, nu se poate pune domnule la cuvântul, dacă nu se poate pune. Ordonanța de urgență când s-a dat, era senator? Da, eram senator. Și ați avut vreo reacție? Da, am avut reacție. Care a fost aceea? Am spus că nu este voie, nu numai eu, au fost multe voci care au spus că este. Nu am văzut niciun un document abuz din partea PNL care să conteste în timpul lui Vlad Voiculescu această ordonanță. Eu nu eram în Parlament. Revenim la domnul președinte la Slatia. Vă ascultăm, domnule senator. Dacă îmi permiteți să intervin, aș face câteva precizări, pentru că în spațiu public de câteva ore văd câteva afirmații care nu acoperă realitatea. E vorba de spitalele clinice, asta însemnând că în aceste instituții există și o activitate didactică. Didactică de bază facultăți, există activitate didactică pentru formarea rezidenților și post-universitară. Cu ce schimbă miezul problemei? Miezul problemei că nu se referă la toate spitalele publice, se referă la spitalele publice clinice, acolo unde există și facultăți de medicină. În cazul acestora se solicită ca în cazul managerilor, în cazul numirilor șefilor de secție, să nu mai există un aviz din partea acestor instituții de învățământ. Ceea ce ține, nu limitează accesul, aș dori să subliniez acest aspect, nu limitează accesul celor altor persoane care nu sunt cadre universitare, dar au avizul
universității. V-aș da doar exemplu Spitalul Clinic Județean din Cluj. Da? Da. Pe de altă parte, credeți-mă și cred că domnul senator Nicoară, prezent în studio, vă poate confirma. Discuțiile la nivelul Comisiei de Sănătate sunt profesionale și pe puncte, pe problema care ne este prezentată. Intenția noastră a fost de a vedea ce este bun, ce este rău în această ordonanță și cum să o gestionăm. Și după lungi dezbateri, și trebuie să vă mai spun două aspecte importante. Da. Există două puncte de vedere, una din august anul trecut, una de prin toamnă a rectorilor, o poziție legată de această ordonanță. Legea sănătății spune că orice modificare legislativă, în cazul oricărei modificări propuse la legea 95, trebuie să existe o consultare cu Colegiul Medicilor. Domnul avocat Fătu este juristul Colegiului Medicilor din România, deci poziția domniei sale este suficient, sau mi s-a părut suficient de avizată când ne-a prezentat care este situația și ne-a prezentat cele două notificări către Ministerul Sănătății, prin care i-a atenționat să aveți grijă că este o problemă cu această ordonanță. Ăsta a fost motivul pentru care Senatul României a luat această decizie. Eu sper ca colegii de la Camera Deputaților, având în vedere că această ordonanță își face efectul așa cum este, vor fi capabili să o modifice și să o aducă într-o formă care să nu contravină Constituției care este în vigoare. Bine, asta mulțumim. Este singura problemă. Și, pe de altă parte, trebuie să vă spun că am asistat la o dezbatere pertinentă, la obiect, și fiecare parte și-a spus punctul de vedere. Și sper ca săptămâna viitoare colegii de la Cameră să găsească o formă sau să o respingă. Bine. Pentru că este și această variantă. Mulțumim foarte mult. Și o singură idee. Da? Niciodată n-am crezut în succesul acelor impuneri care n-au fost dezbătute împreună cu factorii unde își face efectul o modificare. Practic, nu prea cred în succesul ordonanțelor de urgență în sănătate. Vă spun sincer, dacă nu dezbat, nu discuți cu cei implicați, cred că este sortit eșecului. Valabil, domnul senator, și pentru învățământ, de exemplu, și pentru învățământ, sigur că da. În general. Și în multe sectoare, sigur că da, pentru că aici este ordonanța a fost respinsă de Senatul României din două motive. Unu, pentru că era neconstituțională, și doi, pentru ca să ajungă mai repede la, fără să o dezbatem în mod deosebit, să ajungă mai repede la Camera Decizională, exact, care să dați pe repede înainte ca să ajungă exact, cât mai să repede. Poată să fie corectată. Exact. Da. Bine, mulțumesc, domnule senator Lașu. Eu vă mulțumesc. Mulțumim pentru că ați acceptat să intrați în direct cu noi. Interesant, înseamnă că mingea se află în ograda Camerei Deputaților. Trebuie să recunoaștem că da, este la Camera Deputaților acum și domnul Lungureanu, dacă face parte din comisia respectivă, este foarte bine să țină cont de ceea ce spuneam mai înainte, să vadă, pentru că ați spus că erau două tabere, nu n-ați apucat să terminați cu cele două tabere, dar îmi imaginez. Adică lumea medicală nu prea a fost de acord pentru că a avut și reacție. Lumea medicală n-a fost de acord pentru că, una, n-a fost consultată când s-a dat ordonanța și, doi, pentru că în acea ordonanță se impune eliminarea unor incompatibilități, se impune eliminarea părerii cadrelor universitare din spitalele respective. Ori eu am avut contact și sper să aveți și dumneavoastră aici la nivelul județului Cluj contact cu profesori universitari, cu cadre universitare din lumea medicală și veți vedea că marea majoritate a acestor cadre medicale sunt de acord că se poate face mai mult și mai bine, dar nu în acest fel. Cam despre asta discutam noi acum o săptămână telefonic cu dumneavoastră. Fundul. Eu am înțeles o chestie, să mă contraziceți dacă nu este așa. Printre altele, nu se dorește sau
se regândește formula prin care un profesor universitar, medic, să fie și șef de secție. Există și această... În sfârșit ajungem la fond și mă așteptam ca domnul Laszlo Otilo, care a argumentat pe formă mult, să ajungă mai repede la fond. Fondul este următorul. S-a creat o structură la care noi spunem sistem. Da? Manager, profesorul universal, șef de secție, nepotism, neveste pentru care s-au făcut paturi în spital, tot ceea ce știm toți. Aveți, da, dovezi pentru toate acestea, cu nepotisme și cu neveste și cu paturi? Acum eu nu cred că dumneavoastră, deci nu vreau domnul deputat, haideți să... Dați-mi voie să vorbesc, eu nu mă derup pe... Da, aveți dreptate, dar să nu dezinformăm, adică sau să nu generalizăm. Dați-mi voie să vorbesc. Cea mai păcătoasă poziție politică este cea mai păcătoasă... Exact, ați generalizat cum ați spus fraza și aici vreau să vă corectez. Colegial vreau să vă corectez. Nu mi se pare firesc să vorbim așa cum vorbim despre clasa politică, toți sunt uscături. Dau exemplu. Da, eu nu spun că nu sunt și acolo, dar să nu generalizăm. Sunt niște chestiuni foarte grave pe care le medicală. Dar dați-mi voie și e grav modul care este problema. Vă propun să-l ascultăm pe domnul deputat. Să le explic. Le explic cu calm și cu răbdare și nu înțeleg de ce sunteți așa de pasional, că nu sunteți nici manager de spital, nici șef de secție. Nu, dar am luat legătura cu ei. Eu înțeleg și eu iau legătura cu ei. Nu știu. Și iau legătura și cu cei care n-ajung niciodată să poată să își spună un punct de vedere. N-ajung niciodată... Cine ar fi acest? Cadre medicale sau... Vă dau un exemplu. Și dau un exemplu de afara Clujului, da? La spitalul din Colentina, din București, s-a schimbat managerul fără să existe niciun fel de evaluare a managerului care a fost înainte. Adică, nu există criterii de evaluare și criterii de competență, cum nu există și nici pentru președinții de consilii județene, nici pentru primari. Adică, să existe în afară de votul electoratului, toate mandatele publice... Un primar cred că e de ajuns dacă are votul popular, da, nu? Da, asta spun. Oamenii pot să promită orice... Nu există niciun fel de evaluare să spună domnul Nicoara a promis ca președinte de Consiliul Județean că face A, B, C, D, E, F, G, H. N-a reușit decât A, B, C, D, nu-l mai alegem. Oamenii nu sunt învățați în România pentru spațiu public cu lucrurile cu care sunt învățați pentru spațiu privat. Noi eu avem, vă înțeleg că sunteți un partid nou venit în Parlamentul României, domnule Ungureanu. Este un manager de spital județean care este evaluat așa cum este evaluat un manager într-o firmă, adică criterii de performanță. Ați fost un an în fruntea spitalului. Haideți să tragem linie. Nu contează. Eu spun un lucru și l-am mai spus aici. Da. Pe mine nu mă deranjează ca domnul Nicoară să-și spună soția, nepoții, rudele, în orice poziție publică, ascultați-mă, vă rog. În orice poziție publică, dacă sunt competenți. Nu fac acuzații, fac afirmații. Dacă oamenii sunt competenți, să fie în orice funcție. Aș propune, sunteți moderator, haideți să împărțim emisiunea, adică să pot să vorbesc și eu în această emisiune. Dar eu am venit la și jumătate. Asta nu-i problema noastră. Bine. Scuze, dar nu-i problema noastră. Adică dacă trebuie să mă ridic, să las o jumătate de oră... Nu suntem în emisiunea electorală. Nu spuneți dacă trebuie să tac și cât. Eu n-am spus, am spus să împărțim emisiunea colegial. V-am ascultat. V-ați spus opiniile, domnule deputat. Hai să-l ascultăm în contrapartidă. Sigur că da, pentru că colegial, domnul deputat, vreau să vin și să spun așa. Eu nu v-am întrerupt. Nici eu nu v-am întrerupt. Decât chiar la început. Ei bine, este... Pentru că, sigur, sunteți proaspăt în politică și eu dau circumstanțe atenuante acestei chestiuni. Un președinte de Consiliul Județean, un primar, are un program electoral cu care vine în fața electoratului și cu care la sfârșit și este evaluat de către electorat. Și este evaluat de către electorat. Eu când am fost președintele Consiliului Județean, am spus că voi face parcuri industriale și le-am făcut, da. Nu, n-a fost pe unii nominal, dar eu conduceam echipa și se știa că eu voi fi președintele Consiliului Județean. Am spus că voi face parcuri industriale în programul meu de guvernare, am spus că voi aloca bani sănătății și mă voi ocupa de sănătate, am spus că voi reclădi toate azilele de bătrâni din județul Cluj și am făcut acest lucru, că voi atrage fonduri europene și am făcut acest lucru pentru compania de apă, sute de milioane, sigur, nu eu singur, în colaborare cu niște manageri foarte, foarte buni de acolo și cu un consiliu care a înțeles deschiderea. Emil Boc a fost primarul Clujului, a venit cu un program electoral în fața clujenilor cu
pe puncte. Vreau să spun că și astăzi când ne întâlnim cu Emil Boc, stă și bifează fiecare punct pe care l-a promis în campania electorală. Nu, aveți astfel de program pe care să-l bifați? Nu, deci nu pot. Deci nu pot să intru în genul ăsta de dialog. De ce și, nu puteți? Pentru că nu pot, că o să-mi amintesc de promisiunile cu Spitalul Județean de urgență. Păi stați. Acum, dumneavoastră, dacă moderați, îmi puneți o întrebare și eu v-am pus o întrebare, dar acum cu Spitalul Regional, vă spun, nu este emisiune electorală. Dacă apuc să zic ceva și mă întrerupeți, domnul Nicoară tocmai a spus despre realizările lui. Să continui pe tematicile, pentru că mai avem câteva minuțele, da? Deja am apucat să zic absolut nimic. Păi ați spus cu nepotisme am spus despre Spitalul Regional. Vreți să resetați tot sistemul? Nu vrem să resetăm. Vrem să ne uităm la Cluj așa cum arată el. Domnul președinte Nicoară, domnul Emil Boc și toți politicienii care au fost împreună și după aia s-au certat groaznic și iarăși sunt împreună, au promis spital și avem un stadion gol în faliment. Asta este realitatea cu care ne confruntăm astăzi. Încă o dată vă spun, domnule deputat. Acum, nu suntem în emisiunea electorală. Pot să răspund și eu totuși. Cât am fost președintele Consiliului Județean, eu am făcut așa, pentru Spitalul Regional de Urgență. 1. Am fost la ministrul Eugen Nicolaescu, care a accesat un fond de 200 de milioane de euro pentru construcția acestui spital. Consiliul Județean Cluj trebuia să acorde un teren pe care l-am acordat la Apahida. Avem spital sau nu avem? Numai o secundă. Eu am plecat după aceea dacă puteam să-mi continui mandatul. 100% era făcut. S-a schimbat mandatul meu din președinte de Consiliul Județean. N-am mai fost în Consiliul Județean, dar pașii, inclusiv proiectul pentru Spitalul Județean, cu amplasament, cu clădirile pentru medici, pentru asistente, cu heliport, toate erau prevăzute. Nu numai atât, au fost proiectate, s-au făcut studiile de fezabilitate necesare. După care a venit momentul în care s-a constatat că locația din Apahida Câmpenești nu este așa de potrivită ca și locația de lângă autostradă. Bun. Hai să mergem atunci s-a resetat toată chestiunea, pentru că e păcat să construiești un spital regional de urgență într-o locație de care după aceea să-ți pare rău. Ori Ministerul Apărării s-a mișcat foarte încet până a cedat terenul către județul. Domnule Ungureanu, spuneți-mi, vă rog, foarte onest, USR-ul și-a clarificat ideologia, așa, în sânul formațiunii politice. Din punctul meu de vedere, da. Și? Ce puteți să ne spuneți? Cam pe unde? Pe eșichier? O să vină congresul pe care l-avem în aprilie și o să vedeți exact care este direcția care o să data trecută telefonic, atunci era pe tapet problema cu fuziunea, cu o variantă care a fost lansată de către doamna Raluca Turcan între PNL și USR și ați fost foarte vehement. Amintiți-vă de domnul Nicoară cât de vehement era când ne spunea că domnul Boc reprezintă un sistem. Vă amintiți, dacă luați declarațiile lui împotriva domnului Boc, v-ar lua o masă plină. Eu sunt o politică. Am vorbit neapărat despre domnul Boc, îmi pare rău. Ar trebui niște documente. Puțin am vorbit despre domnul Boc și am vorbit despre unele din reușitele dânsului. Mai mult am vorbit dur, îmi pare foarte rău, despre corupția care o patrona nu Emil Boc, ci despre domnul Boc aveți niște afirmații cel care a făcut deocamdată nu vă împrieteniți la această masă. Repet, eu n-am... Încerc să vă răspund. Eu încerc să vă răspund. La care întrebare? Că domnul Nicoară, la întrebarea fuziunii. Dar nu domnul Nicoară a lansat în spațiu Nicoară, public? Păi, dar eu iau exemplu unui penalist vechi, cu state vechi aici, pe care îl cunosc de foarte mulți ani, și care odată critica vehement pe cineva, Ungureanu, cu care a devenit prieten. Ascultați-mă, vă răspund acum la întrebare. Da vă sau nu? Răspund la întrebare. Și v-am răspuns și în telefon cu toată politeția. Poate că v-ați răzgândit de o săptămână. Nu, eu nu m-am răzgândit. Eu știu lungul nasului. Eu nu sunt nici președintele USR, nici președintele USR Cluj. Eu sunt un biet deputat USR, vicepreședinte în Comisia de Sănătate și vorbesc pe zonele de competențe pe care le am. Eu niciodată nu voi spune că nu voi colabora cu domnul Nicoară sau cu domnul Nasra sau cu domnul Tișe sau cu domnul Boc pe proiectele de interes ale Clujului. După cum arată spectrul politic acum și după pozițiile pe care le-am văzut în Comisia de Sănătate,
este opinia mea personală, nu rezonez nici cu principiile domnului Nicoară, nici cu modul în care face politică, dar mă pot întâlni oricând cu orice idee bună a domniei sale legate de spital, legate de investiții. Orice om politic așa face și este perfect adevărat. Eu rămâne înregistrat ceea ce spun. Doresc să clarific o chestiune. Am condus Consiliul Județean și dumneavoastră știți, chiar și dumneavoastră cred că vă aduceți aminte. Foarte bine. Am condus din 37 de consilieri județeni. Ați făcut foarte multe lucruri foarte bune. Și am reușit să fac proiecte deosebite pentru Consiliul Județean, pentru că toți cei din mediul politic, dacă veneam cu proiecte pozitive, independent de partide, veneau în spiritul a ceea ce spunea domnul deputat, pe care și eu l-am adoptat. Și atunci când am ajuns președintele Consiliului Județean, aparatului tehnic, i-am spus, eu când intru în această clădire, îmi las haina de Partid Național, de membru a Partidului și președintea Partidului Național Liberal, o las pe cuier și aici sunt în slujba cetățeanului. Și cer, pentru că erau mulți angajați acolo care făceau parte din alte partide politice, le-am spus, nu mă deranjează dacă faceți politică, dar la ora 6 când plecați acasă. Ei, ca să răspund și vis-a-vis de chestiunea cu domnul Boc. Domnul deputat, vă rog. Așa cum ați spus și dumneavoastră că nu am dus până la capăt proiectul, nici nu se putea duce un astfel de proiect în 4 ani la capăt, după ce l-am demarat. Sigur că dumneavoastră ce ați făcut, ați folosit o nerealizare a mea. Faptul că am adus județul Cluj pe locul întâi, nu îl spuneți. Ba, da. De pe locul 38. Dacă mă întrebați, faceți o tehnică de cum am făcut eu. Eu când l-am criticat pe Boc, când eram adversar politici, exact, asta l-am criticat pentru nerealizări. Dar, sigur că eram într-o competiție în campanie electorală. Se poate întâmpla și cu USR-ul. În rest, realizările domnului Boc, eu le-am recunoscut. Și astăzi, în calitate de partener, pentru că și atunci am fost partener și multe proiecte le-am pornit împreună cu Emil Boc la acea vreme. Centurile ocolitoare, dezvoltarea aeroportului, parcuri industriale, sunt multe proiecte pe care le-am făcut. Ultimele 3 minute, domnilor. Da, domnule Ungureanu. Deci eu fac o afirmație aici în spațiu public. Eu am votat întotdeauna PNL. În afară de alegerile din 11 decembrie, eu am votat PNL. Deci eu sunt om de centru dreapta. Întotdeauna deci mă voi întâlni mai ușor. Poziția dumneavoastră ideologică în cadrul USR-ului. Eu ca persoană fizic. Am înțeles că nu vorbesc USR, în numele partidului. În USR foarte mulți ca sunt de stânga. Ca și PNL, dacă nu sunt oameni de stânga în PSD, să vă amintesc 2008, să vă amintesc domnul Tăriceanu, risipa. Știți cum am văzut și vedem pe mai departe? Că, bineînțeles, prin excelență vă căutați locul USR-ului. Filozofia de viață este una. Și veniți cu niște artificii politice, nu? Așa este. Cu dărâmarea zidului din jurul Parlamentului. Astea sunt lucruri exotice, avem oameni din societate civile. Nu mi-asum tot ceea ce fac colegii mei. Eu mi-asum ceea ce sunt eu și ceea ce fac eu. Iar domnul Nicoară trebuie să știe un lucru aici clar. În clipa în care domnul Tișe a câștigat președinția Consiliului Județean... Acum facem analiza foștilor președinți județeni. Nu. I-am scris un mesaj. Da. Cui? Domnului Nicoară? Domnul Tișe. Deci mă refer la mandatul de Consiliul Județean. Că e la candidat. I-am scris așa. Felicitări. Am votat PNL. Sper din toată inima să alocați bani cu prioritate sănătății și nu bisericilor. Asta e și mesajul meu. Și și un selfie cu votul? Sau? Asta cu SMS. SMS-ul? Deci ce înseamnă asta pentru mine? Asta înseamnă pentru mine că eu mi-afirm care sunt prioritățile mele. Domnia sa, alți parlamentare, au alte majorități. Dar cum poate să fie o prioritate? Acum, la final, vă întreb din nou, politică. Pentru că mi-a rămas acum întipărit și de la domnul Laslo Atilă și de la domnul Marius Nicoară, să marșați în fel și chip pe o ordonanță de urgență care a fost declarată neconstituțională. Ascultați-mă, nu a declarat-o nimeni neconstituțională. Nu, ea este, de fapt, o neconstituțională. Da, asta am auzit de la doi senatori ai României. Noi vorbim despre formă și despre fond. Eu am vorbit despre fondul acestei ordonanțe care trebuie păstrat și concluzia Comisiei de Sănătate a fost aceasta și mi s-a părut foarte înțeleaptă. După dezbatere, deputații din Comisia de Sănătate au spus așa, nu se respinge o ordonanță, și este știrea asta, nu se respinge o ordonanță 79, se fac acele amendamente care țin cont de observațiile de constituționalitate sau orice alte lucruri care domnilor, mulțumesc pentru emisiune și eu mulțumesc frumos.
Dumneavoastră, cam atât. Ordonanța va fi radical modificată. Vom vedea. Ați auzit ultimul cuvânt la domnul senator Nicoară. Cam atât pentru astăzi. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!